Data trecută de mare! Ia să vedem. Ăsta-i, nu? Wow! Ce chestie! Și văd că mai... merge mai adânc. Mai e unul. Ok. That's nice. Bă, dar ce cameră șmecheră. Și acum ce? Ah, ok. Bă, e destul de interesant făcut ascunzătoarea asta. Bun. Iar asta ce mai fi? Văd niște carapace de broască țestoasă. Ia. Sper că arăt bine în hainele astea. Nu știu ce blueprint e ăsta, însă contează că le avem pe toate. Ah, ok, smoking. Bun. Haide să ieșim atunci. Salutare națiune și bine v-am regăsit la un episod din seria The Forest. După cum ați văzut unii dintre voi data trecută, reușisem să obținem blueprinturile antice cu bine. Iar de data aceasta o să fim nevoiți să căutăm katana sau drujba. Dar cred că cel mai probabil vom găsi katana înaintea drujbei doar prin simplu fapt că e mai aproape cave-ul cu katana decât cave-ul cu drujba. Așa că vreau să mă uit câta pe busolă să văd exact unde s-ar afla cave-ul cu katana, fiindcă cea cu drujba este după râu. Adică, na, trebuie să traversezi râul ăsta de lângă mine ca să ajungi la cave-ul cu drujba, iar acolo sunt mulți crocodilcică. Așa că n-aș vrea încă să mă aventurez acolo la crocodili. Vreau să rămân încă pe partea asta. Și că s-ar afla lângă un bolovan. Ia. Of. Așa. Bun. O să ne trebuiască și capul de iepur ca să-l punem pe post de trofeu. Însă nu o să fie greu. La iepuri e mult mai easy să obții capul față de veverițe sau pula mea, nu știu. Cerbi. Clar, e altceva. Unde-i cave-ul? A
ați mai pomenit așa ceva? Să nu... Să nu găsiți nimic. Deci da, cât despre trofeul Trophy Hunter, care e tot de aur, trofeul ăla îl obții numai dacă vei decapita toate animalele, plasându-le capul pe post de trofee. Așa, mamă, ce nimereală. Double kill. Sau multi-kill, mai bine spus. Vedeți, am capul acesta, de exemplu. Iar eu trebuie să mă duc până la barcă. Sau aș putea, pot să-l pun direct pe copac. A, nu merge. Dar de ce nu mă lasă? Bă, frate. Chiar așa? Asta e. Totuși, e destul de ușor să prinzi iepuri și șorpârle față de veverițe. E mult mai lejer. Unde naiba-i cave-ul? Uite, mă! Am orbul găinii. Am vești proaste. S-a glitchuit hostul nostru Quadiez și acum sunt pe cont propriu. Băga-mi-a șpula. Am găsit și o jucărie de-a lui Timmy. La fel și niște desene. Deci da, Quadiez s-a băguit și o mai și murit și trebuia să restartăm, însă partea bună este că avem blueprint-urile din episodul anterior, ceea ce e mult mai important asta. Chiar n-aveam chef să not din nou pe fundul oceanului după alea. Da, și foarte interesant legătură cu animalele. Deci sunt fel și fel de animale pe care trebuie decapitate. La fel și crocodili, broaște țestoase și multe altele. Să nu uităm de rechini sau chiar rațe, ci că o să fim nevoiți să decapităm și rațe pentru a obține trofeul. Am găsit un pasager. Frate, nu merge. Dar doar unul. Știam că sunt mulți. Ăsta nu se pune, cică.
Ia. Poate îl găsesc pe ăsta. Ai găsit katana? A, da, chiar tu ești pe partea cealaltă. Ăsta o intrat fix în partea în care se află katana. Hai bă, pulă, pe bune. Unde dracu mă aflu? Încă un pasager. Am mai găsit o poză din asta. Un desen. Sper să nu mă învârt în cerc. Și cum naiba ajung acolo? Opa. L-am găsit? What? Mă mir. Băi, frate, cum ajung la tine? Încearcă să mă cauți tu pe mine, că m-am pierdut. Sau. Pe aici n-am fost. Ba, cred că... Da, am găsit. Am ajuns. Doi pasageri și katana. Bun. Perfect. Mamă, câte ceasuri. That's nice. Așa da, așa mai vii de acasă. Na. Bun. Da, doar 3 pasageri aici. Însă am mai găsit încă vreo 2 în cealaltă parte a cave-ului. Partea bună e că nu aveam companie. Aia e chestia. Mă așteptam să fie polifriș în cave-ul ăsta. Nu sunt. Măcar în cave-ul ăsta să nu fie. Ok. Da. That's nice. Asta înseamnă că în următorul cave suntem nevoiți să căutăm drujba. Ceea ce de drujbă s-ar putea cu siguranță să avem mai multă nevoie decât de katana.
Acum, normal, eu n-am luat katana ca să o folosesc neapărat. Ci am luat-o mai degrabă așa. De colecție, să am în inventar toate lucrurile colectibile. Ca să vă arăt și vouă și să vedeți și voi că Eddie, pe lângă că e un vânător de trofee și de achievement-uri, este și un fanatic din ăsta care colecționează toate căcaturile. De asta vreau ca să savurez jocul din ce în ce mai mult. Doar din motivul ăsta. Bun, acum. N-am mai ratat nimica, nu? Tu din care direcție ai venit? Ia. Bă, dar greu te găsesc, să-mi bag pula. Greu dau de tine. Bă, frate. Hăl. În sfârșit. Hăl. Gata. Doamne. Hai să-ți arăt katana. El inițial o găsiseră pe partea respectivă, dar fiindcă murise sau... fiindcă s-o băguit, o ales iar partea greșită a cave-ului și trebuia să se învârtă mult până să ajungă aici, ca să o caute din nou. Ceea ce, na, e căcat, dar asta e. Eu măcar am găsit-o înainteată. Ba, nu se pune că ai găsit-o tu înaintea mea. Doar pentru că te-ai gliciuit. Asta nu e o scuză. Că te-ai gliciuit. Eu am fost primul. Da, am și destule canistre. Însă vom căuta drujba data viitoare. Așa că dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați atât un like, cât și subscribe, dar și pe clopot pentru a face dig-dong cât voi posta clipuri noi. Iar numai bine până atunci, eu am fost Eddie Gamer HD. Ne vedem data viitoare și bineînțeles, cum vă zic, de obicei tuturor. Ciao.